Prețul chiriilor din Roma a scăzut în ultima perioadă cu 10-15% și asta după ce chiriașii nu au mai reușit să facă față datoriilor și au solicitat proprietarilor o renegociere a contractului. Din teama de a nu-și pierde clienții, proprietarii de apartamente din municipiu au scăzut prețurile față de valoarea inițială. Prețurile au mai scăzut în comparație cu anii din urmă, unde aveau prețuri aproape de 200 de euro, 200 și acum au mai scăzut în ultima perioadă. Prețurile diferă în funcție de cât de mare este apartamentul sau garsoniera, de facilitățile pe care le are și de zona în care se află. Chiriile la garsoniere sunt undeva cuprinse între prețuri de 50 de euro până la 100. Iar la apartamente, de la 2 milioane jumătate în zone mai periferice, până la 120-130 de euro pe lună. În funcție de zonă și în funcție de utilități, de îmbunătățiri, dacă sunt mobilate, cel puțin în ultima perioadă ajung la 150 maxim. Numărul cererilor de închiriere a crescut cu mult în ultima perioadă și asta pentru că tinerii nu-și mai permit să cumpere o casă, iar băncile au condiții aspre pentru obținerea unui împrumut. Și în țară prețurile au scăzut considerabil, lucru îmbucurător pentru studenții români. În București, spre exemplu, cele mai importante scăderi au fost în cazul locuințelor cu 2 și 3 camere. La fel stau lucrurile și în cazul altor centre universitare din țară. Iași, Timișoara sau Cluj, unde chiriile au scăzut cu peste 10%. Specialiștii pun această scădere pe seama faptului că tot mai mulți proprietari care nu sunt presați să vândă preferă să-și închirieze apartamentele, ceea ce a determinat creșterea numărului de oferte pe piață.